Se vede, zice, spune fața, îți spune fața cum ți-i viața. Da, mă rog, o să mă îngrijesc, o să mă puțuluiesc, o să mă pun la rând, dar sunt niște probleme pe care o să vi le explic în conținutul acestui video. Bună dimineața și bine v-am găsit! Ați mai pus o haină pe domniile voastre, pe spinare, că ce vreme e afară, extraordinar, răzbunarea iernii. Tot timpul martie, ați observat, tot timpul martie vine ploaia, vine Lapovița, vine frigul, vreme închisă. Bă, martie, mars, de la ce vine? De la martie, de la zeul războiului, de la așa? Tot timpul martie e o lună de rahat, mă. Ianuarie, februarie, cu soare, cu nu știu ce, cu... Și apoi vine martie, de n-ai nicio haznă. Te repliezi un pic în aprilie, deja din mai vară, câtă îi? Iunie, iulie, august și în septembrie închidem obloanele că vine toamnă. Nu. Așa am învățat la geografie, că avem o climă temperat continentală de tranziție. N-am mai terminat cu tranziția de 31 de ani. Bună dimineața, cum sunteți? Azi e joi. Azi e joi, cafeluță, buymeacoffee.com/nicubendea, știți, voi puneți aici, n-am vreme nici să beau cafea. Dar o să vă spun mai încolo de ce n-am vreme. Știrile sunt îngrijorătoare. Acum, n-am de unde inventa eu vești bune, că doar vorba aia, nu-s mama Umida, nu-s baba Vanga, nu-s numai Nicubendea. Domnul Imbri, îl știți pe domnul Imbri, că după Rafila, Nelu Tătaru, Arafat, cam el e o somnitate în Imbri. Domnul Imbri zice că Bucureștiul se va închide. Să nu ne gândim că Bucureștiul se va închide. Acum, trimit gânduri bune pentru amicii mei din București, pentru prietenii care, cu care mă văd aici zi de zi din București. Fiți tari, să aveți încredere și să nu vă luați după domnul Nicu Șordan. Ați văzut poza aia trucată cu părul lui Nicu Șordan în care stă o barză. Aia e singura investiție în monumente. Da, deci rău să aude și nu știu dacă bine va fi. Unde mai pui că UE ne bagă pașaportul verde de vaccinare. UE, de până august o să mergem în Europa numai cu pașaportul verde al vaccinării. Vedeți, ne-am chinuit o viață întreagă să ajungem în Schengen, în spațiu Schengen. Am luptat pentru viza națiunii favorizate. Să mergem în America fără pașaport, fără. Și uite-te că acum nici în Europa, mă, nu poți ieși din țară. La Vidin, în Giurfaleu, în Salonta, nu mai poți să treci dacă nu vei avea pașaport de vaccinare. Unde s-a ajuns și cum s-a ajuns? Lasă că ne-o fă și bine. Acum, pe lângă buletin, pe lângă aia, trebuie să ai și pașaportul de vaccinare. Vom vedea noi mai în vară ce se întâmplă. Între timp, euro a atins maximul istoric. Păi ce înseamnă maxim istoric? 5 lei. 5 lei un euro, acum vin și Paștele, cam cât 3 ouă jumate e un euro. 3 ouă cu gălbenuș. Hai de capul meu, mă. Deci noi stăm aici, ne uităm la televizor și ieri 6.186 de cazuri. Terapia intensivă nu mai are paturi, politicienii nu mai au scaune și între timp euro crește. Euro crește și ne dă peste cap toată problema. Dar, vestea bună, între atâtea rele bune sunt un trecător prin lume, vestea bună e că elevii nu vor mai susține teze nici în semestru al doilea. Domnul ministru de la educație, domnul Câmpianu, a zis, zice, că se face o medie și se rotunjește în sus totul în favoarea elevului, totul în favoarea clientului. Asta e școală? Deci teze nu, niște evaluări, niște simulări, bye-bye, ai mai trecut un an. Mă gândesc la hitul ăla, la șlagărul ăla, scumpii ani de liceu, când la mate dai de greu, nu? Și acum mă gândesc că nu mai merg versurile astea. Ani de liceu, fără emoții la română. Ce emoții să mai ai la română dacă nu dai teză? Te vede proful pe Zoom, îi faci cu mâna, pac, pac, la cameră, 8. Băiat bun. Da, ai citit tu aia, dar știi cu cratima, dar știi... Nu contează, o zis ministru. Ani de liceu, când la mate, nu dai de greu. Cum să dai dacă n-ai teză? Vai de... Mai țineți minte? Țineți voi minte? Totuși, mai am un pic de cafea pe fund, vorba bancului ardelenesc. Țineți minte cum aveam noi caietele de teză? Și erau trimestre, nu semestre. Băgam triteze ca berilă. Emoții de alea. Când venea profesorul, parcă acum văd, la materiile importante, matematică, română, și la ce o mai fi dat teză.
în ziua tezei, venea cu caietele tuturor, cu caietele colegilor, legate cu o sfară. Desfăcea sfara, ne împărțea caietele și bagă teza. Și după aia venea teza corectată cu pix roșu, nu cu pix, cu stilou roșu. Unde-s vremurile astea? Vorba lui Vion. Meu sont les neiges d'antan. Toate s-au dus și duse-s toate și alte clipe ori se vină. Vorba celor de la semnal. Emdar, în criza asta mare, Titi Aur, Titi Aur, nu din partidul Aur, șoferul din Bărlat, Titi Aur, a investit 1 milion de euro în produse bio-tradiționale românești, pe bază de ce? Nu humus, nu linte, nu germe, nu carne. 2 magazine și-a deschis Titi Aur de carne, cu carne, pe bază de carne, cu 1 milion de euro. Asta da academie, face bani, produce bani. Și a zis că lumea se cam înghesuie la produsele astea românești. Acum, dacă ai o cefuță, dacă ai o șunculiță, cu ce merge bine? Cu o roșie. Apar și roșiile românești la prețul de 9,50 kg. S-au făcut roșii, a dat Dumnezeu, s-au făcut roșii în sere. Sunt un pic mai bune decât plasticul, în sensul în care dacă ai dinții tari, poți să... Și o să apară roșia românească cu 11-12 lei, dar pe acum încă nu-i timpul de roșii. Roșii, noi mâncăm acin ardeal în august, septembrie, când se copă la hoștezeni. Hoștezenii, hoștezanii, fiind cei mai mari agricultori ai Clujului, hâșiți de comunism până anii 60, dar totuși și-au mai făcut în grădinuțe câte un mic strat. De ce să mănânci roșie în martie? În martie încă mai ai murături. Mai ai un ardei umplu cu varză, o conopidă, o... buymeacoffee.com/nicubendea, o cafea, o... A venit momentul să vă spun de ce-s așa și nu așa. Dar-s foarte așa. Vedeți mânurile astea? Nu. O mâncat-o un cur pe soacră mea, ca să fiu diplomat. Că trebuie să schimbăm mobila în bucătărie. Ne zăie de mobilă din bucătărie. Mobilă în bucătărie. Ce îți trebuie în bucătărie? Chiuvetă, aragaz și 2 rafturi. No. Să schimbăm mobila din bucătărie. Și ne-au luat în surprindere, mă. Tot timpul meșterii ăștia la care le faci comanda, te iau în surprindere ca iarna în decembrie. Numai ce-au zis, marți, zice, joi venim. Joi venim cu mobila. No. Scoate vechea mobilă. Aici în Cluj-Napoca trebuie să dai bani. Să-ți ducă vechea mobilă. Trebuie să... Bun. No, hai, să cârpim. A venit domnul Vasile, o da cu amor, să zice, am treabă. Dă tu cu lavabilă. Deci asta nu-i barba mea albă. Cum ar zice Țiriac, e barbă cu lavabilă. Am dat cu lavabilă. Priviți, mărețe umbre. Am dat cu lavabilă. Ia-i ceptica lavabilă pe noi, zici că era lapoviță de lavabilă. Am dat. M-a ajutat și soția, nimic de zis, mulțumesc. Socra s-a uitat așa, nu-i bine acolo. Până am zis, schimbă-ți ochelarii, că ți se ia de aproape. No. Și apoi așteptăm să se usuce și mai dăm în conturi de lavabilă. Și apoi pe la amiază vin și ne pun mobila făcută de Rada. O luat ea de la soț treaba și mobilă bună, mobilă pe garanție. No. Deci am probleme, ca toată lumea, că ziceți că Bendea vine și ne zice ce. Ce ne zice Bendea? Zice, să aibă ea bucătărie de Paști. Că în 4 aprilie sunt Paștile Catolice, în 2 mai Paștile Ortodoxe, să aibă ea acolo loc de refugiu și de reculegere. Pe undeva am pierdut, dar dintr-un punct de vedere am câștigat. Nu mai stă pe gânduri unde să meargă. La Techirghiol, în vacanțe, unde să meargă? La Cojocna, nu, în bucătărie. Pentru soacra, bucătăria este noul Zanzibar. Mă duc la lucru, nu mai stau. Cu o lavabilă toți suntem datori. Scuze de întrerupere, scuze de deranj, scuze că m-am întins prea mult cu vorba. Vă salut și ne vedem și mâine, vineri, de la 10 aici pe canal. Dacă îi supraviețui la aceste mari intemperii. Dar știu că voi sunteți alături de mine și nu mă lăsați. O zi bună, o zi superbă, trebuie să ne descurcăm.